salutare, dragi prieteni, sunteți la tine acasă, continuă calea frumoasă de livrare emoții frumoase și amintiri de nenotate pentru oamenii dragi, ce au sărbători frumoase și merită un gest frumos din partea celor dragi care au posibilitate și au dorință și au drag de persoana lor să le facă astăzi frumos atunci când sufletul radiază de sărbătoare, sufletul radiază de bucurie și noi cu drag, din suflet, ce vă sunteți la tine acasă și eu, Olesia Paladi, vin și eu cu multă dragoste de oameni dragi să spun la mulți ani, să cânt la mulți ani și să lăsăm emoții frumoase și un gând bun pentru cei de aici de acasă. Ne aflăm în orașul Fălești, venim aici spre doamna Marina. O frumoasă sărbătoare, un frumos buchet al vieții completat de o nouă floare. Și noi venim de suflet să cântăm doamnei Marina la mulți ani din partea doamnei tare, care printr-un gest frumos, printr-un semn de mulțumire și printr-un respect deosebit, vrea din suflet să lase o mulțime frumoasă, vrea din suflet să lase o amintire frumoasă și vrea din suflet să cânte la mulți ani. Vedem cine reușește și vedem din suflet dacă reușim totuși să lăsăm emoțiile frumoase să curgă astăzi pe chipul lumei ei și să o lăsăm din suflet astăzi cu un moment frumos, tipărit în sufletul dumneiei de om frumos și drag. Haideți cu noi! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Lăsați haină, veniți aici, sunteți frumoasă. Fie-vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Pentru credință și fericire, dragă Marina, să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericită să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Bună ziua! Здравствуйте! Можно на румынском? Да, постараемся. Мне легче на румынском, așa că eu vă spun bună ziua și bine v-am găsit din nou. Ce v-a spus afară să veniți? Eu a zis că a venit... Пришел брат мой. Интересно. Ну, сейчас скажи, бинь, аша, дака ну вот это нгэнчин есть, что сюрприз вам тяп, держа и бинь. Ну, я бинь спри думне вуастра. Ну, я ку думне астра не шти. Не отспримит о дата спри копии чести фамилии фрумасе. Дар астази сте рындул думне вуастра с примитсю сюрприза фрумаса ла суфлету думне вуастра, кэнд о меритайте дим плин. Când cineva drag vrea din suflet să vă spună la mulți ani, de fapt mi-a zis așa, să-i cântați la mulți ani, pentru merită, pentru este om drag deja pentru noi și vrem din suflet azi să-i facem un moment frumos. Vrem să o bucurăm, vrem să o surprindem și vrem să-i lăsăm o emoție frumoasă. Și vreau să vă întreb, cum credeți, cine e? Doamna Daria, Dusea, cum îi spuneți? Așa, noi venim aici din nou, din partea doamnei Daria, deja... avem câteva surprize făcute cu încrederea dumneiei și azi din nou ne-a ales pe noi. Ne-a rugat din suflet să venim spre dumneavoastră, ne-a rugat din suflet să vă bucurăm sufletelul cu niște daruri frumoase, dar în primul rând vrea să vă spună la mulți ani frumos de acolo de departe, vrea să vă ureze multă sănătate, bucurii, grijă și dragoste de la cei dragi pe care aveți în sufletul dumneavoastră. Fie ca etapele vieții grele să rămână o experiență, iar dumneavoastră să rămâneți om bun și om cald, așa cum v-a cunoscut ea. Vă spunem mulțumesc, exact ca și data trecută, pentru faptul că sunteți alături de familia ei, că o ajutați atât de mult, cum doar dumneavoastră înțelegeți și ea, și poate multă lume încă nu-și dă seama ce legătură vă leagă, dar voi deja ați devenit prieteni, ați devenit oameni dragi unul pentru altul. Și azi vrea să vă mulțumesc din suflet că în continuare rămâneți alături de copiii ei, că în continuare ajutați copiii ei și în continuare aveți grijă de copiii ei și de căsuța pentru care muncește, dar nevoită să plece departe. Să vă îndulciți astăzi cu toate de sărbătoare, mulți ani și flori frumoase, la fel din partea dumnei ei. Sigur, șampanie de sărbătoare, cu drag să sărbătoriți frumos, să aveți o viață frumoasă, să aveți o zi de sărbătoare minunată, cei omuleți dragi care poate n-au reușit să vină, dar poate o să mai vină, sau deja care sunt până dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și încă o dată răbdare, putere pentru ceea ce faceți. Ea vă este foarte recunoscătoare și nu știu dacă va putea vreodată să vă mulțumească atât cât simte sufletul ei care vrea să facă pentru dumneavoastră, pentru că într-adevăr o ajutați mult. Dar faptul că a găsit un om atât de drag, atât de cald și atât de bun în viața ei, deja
faci parte din o experiență și de o trăire frumoasă a ei, a sufletului ei și a momentului când viața v-a pus față în față, cumva prin careva încercări, dar până la urmă sunteți aici, lângă copiii dumneiei, o ajutați foarte mult și ea acolo este sufletelul, cât de cât împăcat că acasă are grijă un om drag de cei dragi sufletului ei. Dacă aveți să spuneți ceva, vă uitați la cameră, spate în rusă. Спасибо большое. Дуся, спасибо большое за поздравление. Очень рада. Спится на вас, конечно. Да, спасибо. Там лишнее, и только чтоб галоши я не знала. Галоши не были. Аста есть эмоция, деворадка. Атунч, кем вене ому пригатит, шаранжат, дежа сарин, салеск, чнева ее шоптит. И астра, сунтец, ум. Acasă, lângă copilaș, într-o zi când nu ați intuit că o să vină cineva cu camera și cu surpriză și deja este emoția frumoasă. Să vă zic frumoasă, mulțumim că ne-ați primit și vă lăsăm cu bine, sperăm din suflet să ne mai vedem. Da. Tot așa de emoționat, cu voie bună și cu suflet curat. Sănătate mult. Banca, mulțumesc că ai ieșit să ne ajuți. Așa e măjitul.